Dar în câteva momente avem conferința de presă în direct a lui Mircea Rednic. Haideți să-l urmărim. Nu de rezultate, că n-au reușit să ne calificăm. Cred că calificarea s-a pierdut în meciul din deplasare, nu aici. Când ai 4-5 ocazii clare, o bară, poate un penalti, normal că ți-e ciudă. Cred că meritam să ne calificăm. Ik voel me niet zo goed op dit moment. Ik ben chagrijnig, maar eigenlijk NEC had zich kunnen kwalificeren in de eerste wedstrijd. Vandaag hebben wij een paar kansen gehad, één keer tegen de lat, maar het heeft niet kunnen baten. De asta și ghinion, doi dintre fundașii mei au avut probleme. Tama s-a simțit rău că la o fază a leșinat. Blei a avut probleme cu inghinalul. Și am fost obligat să schimb doi fundași. Daar ben ik gehad. Twee van mijn belangrijkste verdedigers zijn geblesseerd geraakt en ze moesten op een gegeven moment gewisseld worden en daardoor konden we geen pressing zetten naar voren. La cea mai mare ocazie a avut-o cu ea. O ocazie rarissima. Scriam în ultimul minut de joc, în ultimele minute de joc și intram în prelungire, eu cred că ne calificam. Deci n-am avut nici șansă în seara asta. De grootste kans van de wedstrijd heeft mijn speler Goyang gehad, maar het heeft niet kunnen baten. Het was bijna op het einde van de wedstrijd en we dachten bij 1-0 misschien konden we de wedstrijd omturnen, maar het heeft niet kunnen baten. Sigur, țin să le mulțumesc suporterilor că au creat o atmosferă excelentă în seara asta, că n-am fost la înălțimea lor. Ik wil alle supporters bedanken voor hun geweldige steun die zij aan ons vanavond hebben laten zien. Întrebări dacă aveți. De vraag is, er is geen enkele Roemeense team die zich gekwalificeerd heeft. Is dat een groot probleem? Nu cred, pentru că uitați ce rezultate are CFR-ul, ce rezultate are Steaua în Champions League. Am zis, noi calificarea am pierdut-o meciul tur. Și dacă aveam aceeași atitudine ca meciul de astăzi, sunt sigur că ne calificam. Să ai învățătură de minte. Poftim? Nu, eu în primul rând sunt antrenor, eu vorbesc cu jucătorii, vă dați seama că ei sunt foarte afectați. De rezultatele van onze voetbal zijn inderdaad niet zo geweldig, behalve die van Tiffany Cluj en Steaua Bucharest. Ze hebben een beter resultaat neergezet, dus dat betekent dat de Roemeense voetbal toch verder, misschien verder. Poftim? Normal că a plâns, era foarte trist. Vedeți cum e viața de fotbalist. Pot să înscrii, să fie rău, sau pot să ratez și toată lumea să fie supărată. Dar în orice caz, noi l-am încurajat, mai ales eu l-am încurajat, pentru că ăsta e fotbal. Deci nu trebuia să marcheze. Am avut posibilitatea să marcăm până la acea fază. Mijn speler Goyan was heel chagrijnig. Hij heeft gehuild en hij hoopte dat we vandaag toch een goed resultaat zouden neerzetten. Maar helaas is dat niet gebeurd. Persoonlijk, ik heb een borbico-jucatoren. Dat is de viața.